Singurul oraș din România care a fost inclus într-un top al celor mai sigure orașe de vizitat este Sibiul. Iar pentru amatorii de cultură este destinația perfectă, cu atât mai mult cu cât aici s-a redeschis și cel mai vechi muzeu din țară, Muzeul Național Bruckenthal. Cei care vor să treacă pragul muzeului sunt obligați să poarte măști, să-și dezinfecteze mâinile și nu au voie să petreacă mai mult de 2 ore în incintă. Ei au suferit anul acesta pentru că sunt obișnuiți să aibă audiență, să fie fotografiați, să fie admirați și anul acesta sunt în așteptarea vizitatorilor în continuare. Ei sunt Antonello și Donatello, motanii mascotă care locuiesc de un deceniu la Bruckenthal. Pisicile sunt cunoscute de sute de mii de turiști din toată lumea care au vizitat în ultimii ani vestitul muzeu, iar acum, după pandemie, abia așteaptă să interacționeze din nou cu publicul. A trebuit oricum să vin în fiecare zi la muzeu și, desigur, a trebuit să mă asigur de sănătatea și confortul pisicilor. Pentru siguranța vizitatorilor, muzeul este dezinfectat zilnic, iar turiștii trebuie să respecte o serie de reguli. Accesul se face numai cu mască de protecție, masca nu se scoate pe toată durata vizitei, avem covoare cu dezinfectant, gel dezinfectant, o pauză de o oră pe durata programului de vizitare pentru dezinfecție. În weekenduri au început să vină vizitatori de pe întreg cuprinsul țării, de la Oradea până la Constanța, de la Craiova până la Iași, lucru care ne bucură și care ne dă încredere că anul acesta va fi un an cât de cât bunicel. În această perioadă sunt deschise doar circuitele de vizitare care permit fluxul unidirecțional, cu menținerea distanței recomandate de 2 metri. Timpul petrecut de vizitatori în incintă nu poate depăși 2 ore. Chiar și așa, pentru iubitorii de artă a fost o mare bucurie să afle că muzeul primește din nou vizitatori. După această perioadă, cred că e bine să mai vizităm și muzee și locuri de artă și de cultură, să ne mai schimbăm puțin prin creier niște obiceiuri câștigate în ultimele 3 luni. Într-un clasament european al celor mai bune destinații de vizitat în 2020, Sibiul s-a clasat pe locul 6 și rămâne unul dintre cele mai sigure orașe de pe continent și la numărul de infectări cu coronavirus.